Stimați telespectatori, pentru că trăim secolul 21, secolul cel mai bombastic din punct de vedere al descoperirilor științifice, din punct de vedere al tehnologiei moderne, contactul cu lumea extraterestră, contactul cu planetele, contactul cu cerul înstelat, contactul cu galaxiile și tot ce numim noi tehnica cibernetică, putem spune că trăim o adevărată apocalipsă modernă a ceea ce numim știință, progres și, dacă vreți, maximul de gândire și de cultură omenească care a invadat planeta. Dar cu toate aceste lucruri, dacă ne raportăm la problematica apocalipsei din punct de vedere duhovnicesc, noi știm că există așa o viață personală, o trăire personală, o simțire personală, o mulțumire personală, o satisfacție personală sau o suferință personală. Luând per ansamblu, într-un glob, tot ce se întâmplă în jurul nostru, lumea e fericită. În acest imens glob de fericire sau în acest amalgam de ficțiuni fericite, fiecare om trăiește o dramă personală. Aceea se numește apocalipsa personală. Moartea cuiva drag, o frustrare care te frământă de-a lungul vieții, o neîmplinire sufletească, o zdrobire sufletească, o dezamăgire, un necaz, o primejdie, o boală, o suferință cronică, toate alcătuiesc apocalipsa personală a unui om. Și în momentul când începi să discuți cu fiecare om în parte, nu ar mai fi nevoie de știința și cultura acestei lumi, pentru că din trăirea personală și din greutatea personală a fiecărui om, am putea umplea încă o dată Marea Bibliotecă din Alexandria, care a fost arsă. Pentru că fiecare om în felul lui, cum spune Eccles, e o unicitate. Fiecare om zâmbește într-un fel, fiecare om plânge într-un fel, fiecare om suferă într-un fel, fiecare om are dreptatea lui, fiecare om are înțelesurile lui, fiecare om are simțirile lui, fiecare om are trăirile lui. Și atunci, când aceste lucruri sunt raportate la Dumnezeu, ele sunt de natură divină și Dumnezeu te ajută, te sprijină și tu trăiești viața ca o minune, iar în momentul când te-a luat ignoranța, deznădejdea, descurajarea, gândirea negativă, cum se obișnuiește astăzi să mai spună din punct de vedere psihologic, când te-a luat tracul acela și ți-ai pierdut încrederea în tine, viața ta este un adevărat dezastru. Din clipa respectivă, pentru tine iadul și apocalipsa au început încă de pe pământ. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facă un om atunci când își trăiește apocalipsa personală este să oprească haosul în care a intrat. Atunci când ești cu mașina pe un drum străcat în viteză, ca să nu strici mașina sau să faci accident, reduci viteza, reduci intensitatea de a trăi și începi să te regăsești în sine. Începi să trăiești fiecare moment și să-i corectezi prin atenție și luarea minte fiecare abatere pentru care ai ajuns în situația în care tu te vezi departe de Dumnezeu sau te vezi într-un iad pământesc. Dacă ți-a lipsit rugăciunea, începi să te împaci cu Dumnezeu măcar prin două vorbe scurte. Doamne, miluiește-mă! Sau măcar, Doamne, iartă-mă! Dacă ți-ai distrus familia, încerci să lași de la tine tot ce ai putut să distrugi cu gura, cu nervii, cu stresul, cu agitația. Pentru că de multe ori, în calitate de preot și am întâlnit lucrul ăsta, părinte, dacă aș mai fi odată tânăr sau tânără, n-aș mai face ce am făcut. N-aș mai aborda lucrurile așa. Acum am experiență, să folosim această experiență încă din timpul vieții, ca să schimbăm cursorul vieții noastre duhovnicești. Când îl aștepți pe Dumnezeu ca pe un dușman și ca pe un călău, apocalipsa este dezastru și ați văzut ce dezastre se publică prin tot felul de broșuri și pe tot felul de site-uri, mai este puțin și vine Dumnezeu cu o armată de tunuri și cu rachete ca să ne zdrobească. Iar dacă privești apocalipsa din punct de vedere duhovnicesc și întrăirea intimă a credinței și a încrederii de tine, ajungi să guști pe Dumnezeu în bunătatea Lui, în splendoarea Lui, în omenia Lui, în blândețea Lui, în iubirea Lui și atunci te-ai regăsit pe tine în brațele Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu.